Luni va începe postul adormirii Maicii Domnului, perioada în care credincioșii ortodoxi se pregătesc pentru sărbătoarea închinată Maicii Vieții din data de 15 august. Cunoscut în popor sub denumirea de postul Sfintei Mării sau al Sfântei Măriei, această perioadă de înfrânare a apărut din dragostea pe care creștinii ortodoxi au avut-o întotdeauna pentru Maica Domnului, ca urmare a mijlocirilor și nenumăratelor mângâieri venite din partea ei. De asemenea, acest post ne pregătește și pentru întâmpinarea praznicului Schimbării la Față din data de 6 august. Tot în primele săptămâni ale acestei luni sunt cinstiți și sfinții români, Sfântul Ioan Iacob de la Neamț în data de 5 august, Sfânta Teodora de la Sihla și Sfântul Cuvios Pavnutie Pârvuzugravul în data de 7 august. Deși are doar două săptămâni, postul adormirii Maicii Domnului este un post aspru, care seamănă în privința hranei cu postul mare. Astfel, nu sunt dezlegări la pește sâmbăta și duminica, ci doar la praznicul împărătesc al Schimbării la Față. În această perioadă, credincioșii acordă o mai mare atenție rugăciunilor închinate Maicii Vieții, în special acatistului și paraclisului Maicii Domnului.